telespectatori, dumneavoastră ați remarcat cam cât a slăbit Mădălina Lambrinoc, colega noastră, și ce piesă s-a făcut? Eu suspectez că se cam duce pe la sala de sport. Vezi, doamne, să facă un interviu, să mai vadă un om interesant, să revadă un prieten drag, de exemplu, Marian Drăgulescu, pe care l-a vizitat. Mădălina, tu ne auzi sau slăbătură? Da, 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 cu plăcere. Doamnelor, domnilor, Teo Bursucu, îl vedeți chiar acum într-o evoluție spectaculoasă la paralele pe Marian Drăgulescu, Marian care se pregătește de mondiale. Nu mă pricep eu prea bine să te comentez, Marian, dar am venit să văd cum te antrenezi. Ce faci? Uite, eu tocmai ce am antrenat antrenamentul, acum eram la stretching. Ok, și ce făceai aici la paralele? Povestește-mi puțin. Făceam o răsturnare și o întindere la brațe, la umeri. Fii atent, vezi că astăzi am planuri mari și vreau să plec de aici abia după ce mă înveți și pe mine măcar două, trei elemente. Teo Bursucu, stați liniștiți că mă descurc. Ai încredere în mine? Tu ai încredere în mine, te lași pe mâinile mele. Măi, nu am cum să nu am încredere într-un mare campion, dar nu știu ce să zic despre mine. Hai că nu m-am gândit la trei exerciții foarte simple care stau la baza. Deci tu chiar vorbești serios, chiar mă înveți? Da, 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 da. Wow, stai puțin că vreau să te mai întreb ceva înainte. Știu că pleci la mondiale, însă mai știu ceva. Că te-ai bătut pe acest loc cu cine? Cu Gabriel Burtanete, da, în vârstă de 19 ani. Mă, sincer, nu trebuia să ne batem amândoi pe un loc, pentru că federația putea înscrie și până la 6 sportivi. A fost greșeala federației și noi a trebuit să ne luptăm pentru acel loc. Ce ai spus lui Gabriel după toată această lucrură? E un sportiv foarte bun, cu mare potențial, muncitor, un sportiv care își dorește, a și confirmat la juniori, câștigând mai toate competițiile la care a participat. Anul acesta este primul an de seniorat al lui și, sincer, mi-aș fi plăcut să fac această deplasare cu mine pentru moralul lui, pentru, nu știu, motivația lui. Pentru a experimenta ce înseamnă o competiție atât de majoră la nivel de seniorat. Cum te pregătești tu pentru această competiție? Ce înseamnă? Câte antrenamente? De ce reguli ții cont? 11 antrenamente pe săptămână, a câte 2 ore antrenamentul. Duminică avem liber, în schimb, inclusiv sâmbătă 2 antrenamente. Mă focusez pe aparatul care îmi place mie cel mai mult, săriturile, și încercăm să îmbunătățim tot ce se poate îmbunătăți la nivel de execuție, la nivel de tehnică și așa mai departe. Să știi că nu plec de aici până nu faci cel puțin o săritură să văd și eu cum se execută așa ca la carte, dar o să te rog să vii cu mine și să-mi arăți și mie măcar baza unui exercițiu și ceva ce pot să fac și eu și să plec de aici întreagă, Marian. Noi înainte să facem salturile alea prin aer, știi? Pe la înălțime, le-am învățat aici, jos. Aoleu, adică aici ce? Ia să vedem. Uite, le-am și pregătit. Descrie-mi puțin ce avem aici, în afară de... Eu văd o saltea. A fost aici primul element pe care l-am învățat și eu în gimnastică, sau primele elemente. Vom face primul element, se numește răstogolire înainte. Am pus salteaua asta puțin mai înaltă și suprafața asta puțin la vale, așa, ca să te ajute să te dai mai ușor peste cap. Tu glumești, vrei să mă prostogolesc? Da. Uite, fii atentă. Eu nu știu dacă mi-este, Marian. Hai e foarte simplu, da? Da, explicăm. Te pui în această poziție. Da. Pui brațele jos pe saltea aici. Da. Și te lasă cazi, dar în același timp bagi capul în piept, da? Și te duce mișcarea până în picioare. Haide că o să fiu lângă tine. Deci e simplu. Marian, mi-e prima frică. Dată te lași jos, pe vine. Dă microfonul, că hai ce faci cu el. E frică. Așa. Pune mâinile. Mi-au transpirat palmele. Pune mâine pe saltea. Așa, mă dau mai la margine? Nu, e ok acolo. Așa. Așa. Nu uita să bași capul în piept și așa, să te lași, uite așa, la vale. Hai, rămâi înghemuită. Așa. Ia, ai văzut? Bravo. Hai că n-a fost chiar atât de rău. Cum a fost execuția? Un pic. A fost foarte bine. Ce notă îmi dai? Dar cum îți place senzația așa? Dar nu-mi dau 10. A fost amețitor și la propriu și la figurat. Așa. Ei, acum o să facem același lucru, dar plecăm către înapoi. Cum adică? Deci,
Tot din, din aceeași poziție ne punem în poziția asta, da? Măi, Marian, eu mă simt privilegiată să învăț la un mare campion, dar tu nu înțelegi că mie mi-este frică. Păi ți-a fost frică și la răstogolirea înainte și... Ai murit? N-ai murit. Nu, ce poți să pățești? Că stai la înălțime de 10 cm de saltea. Bine, adică hai să vedem. Chiar nu... Ia, așa. Acum? Păstrăm aceeași poziție, grupată așa, ne lăsăm pe spate. Ia. Cădere liberă, brațele sus aici, da? A, și vrei brațele să mă mai și ridic? Da, să ne împingem aici în saltea ca să revenim în picioare. Nu știu ce să zic, pot doar atât, să promit că încerc. De reușit, nu știu ce să zic. Aici să ai doar curajul să-ți dai drumul la vale. Restul, salteaua asta face totul pentru tine, da? Tu trebuie doar să rămâi ghemuit așa și brațele sus și dă-ți drumul. Aia, așa. Da, dar mie nu mi-a mai ieșit să mă mai și ridic. Mă, repetiție e mama învățăturii la noi la gimnastică și cred că în mai multe sporturi. Așa că după 100 de încercări, cu siguranță, cel puțin, vei face o răstogolire corectă. Mă mai primești la tine la sală? Te mă vezi scurtând. Și ceva mai complicat? Da, dar să începem cu elementele de bază. Astăzi, te referi? Uite, putem nu mai să facem astăzi. Iarăși un element de arătă bază tu, din gimnastică. Arătă-mi tu, hai să-mi arăți tu, ia să vedem ce un element care se regăsește la absolut toate aparatele din așa. Gimnastică. Adică? Inclusiv la sol, la paralel, inel, bară și așa mai departe. Cum se numește? Stând pe mâini sau stând în mâini. Ok. Și uite, ca să te ajuți pentru început, din poziția asta, te sprijin pe brațe, dar mâinile tari, da? Da. Și urcăm cât un picior așa, pe rând. După care mutăm și brațele, ne apropiem mai mult de saltea, mai urcăm cu picioarele până ajungem în poziția asta. Asta se numește stând în mâini. Și ca să coborâm, mutăm brațele, venim și cu picioarele. Mai mutăm brațele un pic în față și coborâm cu picioarele de tot. Doamne, arată atât de complicat ce mi-ai arătat acum, Marian. Nu trebuie să te grăbești și trebuie să miști pe rând. Odată brațele, odată picioarele. Odată brațele, odată picioarele. Și încerc asta data viitoare cu tine, pentru că vreau să mai stăm puțin de vorbă. Am tot căutat despre tine știri în ultima vreme și am văzut câteva. Una dintre ele este că te duci la mondiale, însă am mai văzut o știre cum că fetița ta a fost operată a patra oară. Da. La ureche. Vreau să îmi povestești puțin cum se simte, cum a fost operația. Mă, nu e un subiect pe care să-l discut în public, e o chestiune personală, atât îți spun că se simte bine, chiar a fost și ziua ei în această perioadă și tot e ok. Ce a spus după ce s-a trezit din operație? Știu că a avut o remarcă extrem de emoționantă. Da, fiind și a patra oară când se operează la aceeași ureche, acum a și crescut și a început să conștientizeze. Da, s-a mirat că încă trăiește și da, cam astea au fost cuvintele. Și cam atât, nu vreau să vorbim mai mult. Cum spuneam, nu vreau să fac un subiect. Eu vreau să te întreb altceva. Știu că ești foarte recunoscător în acest moment pentru starea în care este fetița ta acum. Medici, din ce spun medicii, este posibil ca tumoarea să fi fost înlăturată. Deci ca ea să fie sănătoasă, corect? Zic bine? Da, așa este. Sperăm ca asta să fi fost ultima operație. Ce înseamnă copiii tăi pentru tine? Sunt copiii mei și ca orice părinte îmi doresc ca ei să fie fericiți, sănătoși și să le meargă bine. Ce încurajare ți-ai dori să primești de la ei pentru mondiale? Că se apropie momentul. Ei sunt pasionați de acest sport, i-am dus și pe ei de când erau mici. Se uită la competiții și se emoționează și ei și îmi țin pumnii strânși când concurez. Să știi că o să ținem și noi acum pumnii strânși și vezi că îmi iau acum angajamentul că mai vin la tine la sală și o să învăț elemente și mai complicate de atât. Bine, te aștept. Îți mulțumesc tare mult, te augur să pun înapoi la voi. Mulțumim frumos, Marian. Felicitări, mulțumim. Felicitări, Mădălina. Bravo. Nu ne așteptam. Mai ales asta pe spate. Bravo. Da. Bravo, îmi place. Asta e echipa noastră. Bă, zici omul să te arunci de la etat, te arunci, mă. Dacă s-a aruncat el. Poate bă, tu. Până în miezul problemei intră. Pentru că noi suntem niște biruitori. Și mulțumim și lui Marian că pentru că a ales să vorbească cu noi despre un subiect delicat. Mulțumim, Marian, pentru încredere și știi foarte bine, ușa noastră este deschisă pentru orice îți dorești.